Și asta este ce m-a întrebat uh, uh, cineva dintre voi. Este cine m-a întrebat. Nu? Contrasting ideas. Da? M-a întrebat cineva care e diferența între despite și in spite of. Da? Uh, care e diferența? Înseamnă același lucru. Ele sunt sinonime perfecte. Doar că. Atenție! Despite n are prepoziție, in spite are of. Nu pot să spun despite of her effort și nu pot să spun nici in spite her effort. Ați înțeles? Asta e singura diferență. Ce înseamnă? Înseamnă în ciuda cărui fapt, da? În ciuda. Despite her effort, she couldn't pass the exam. În ciuda efortului, n-a putut să treacă examenul, da? Sau in spite of her effort. E același lucru. Deci poate să fie urmat de substantiv, Despite having a headache, da? în ciuda durerii de cap, uh, sau dacă vreau să pun o propoziție, trebuie obligatoriu să mă ajut de the fact that. Despite the fact that I worked hard, I didn't succeed. Deși m-am străduit, n-am reușit. Da? O să încerc ca de fiecare dată să vă fac o diferență între două cuvinte, că poate le țineți minte. Și m-a mai întrebat tot ea. Parcă era o domnișoară. Although sau even though. Ambele înseamnă deși. Da? I enjoyed the course although it was difficult. Da? Mi-a plăcut cursul deși era dificil. Olzau poate să stea fie la mijloc. Da? Although it was difficult. Sau pot să-l pun la sfârșit. Even though, da? Înseamnă același lucru. E un pic diferență aici. Even though este un pic mai puternic decât although. Dar nu e o diferență Uh, foarte mare da even though she understood the lesson she couldn't finish the test așa chiar dacă și zau acesta care poate să uh, fie folosit și la sfârșit așa ca înseamnă totuși când e pus la sfârșit we waited um, for ages for our food the waiter was really nice thou Adică noi am așteptat mult da? uh, să ne aducă mâncarea, dar chelnerul a fost tare drăguț totuși. Da? Deci când este la sfârșit înseamnă totuși, când este la început înseamnă chiar dacă. Though the party wasn't funny, I didn't leave. Chiar dacă petrecerea n-a fost um, amuzantă, n-am plecat. Puteam să spun și all și even thou. Da? Aici erau sinonime. Um, un pic să-mi corectați aici. Despite of the rain, I went for a walk. Despite the rain, in spite of the interruption, she was still able. In spite of that. Despite the taxi, came late. The fact that. But until it was grile, asa In spite of their quarrel, they didn't, they got. Uh, so they get along. Sunt uh, două cuvinte aici, da? două cuvinte. They went on walking although they were tired. Fără da? greșit. They continued to use mobile phones while driving, even although it was against the law. Da? Deci nu merge și although și even, da? They, thou, finish the paper. Nu merge pus aici. Uh, they finish the paper, thou. Adică ei au terminat lucrarea totuși. Da? Îl așez la sfârșit cu virgulă înainte de el. Și aici v-am pus doar patru grile și atât mai avem. În care și v-am făcut... Uh, mai mult, cred că de o oră jumătate, um, luate din uh, subiecte, da? Acestea nu sunt făcute de mine. I haven't got a car at the moment, so I to work by bus, although I usually to work. Aul, ah, well, da? Hai să vedem de ce. Deci o să spun so. I haven't got a car at the moment, da? Deci eu nu am o mașină acum. So, I am going to work by bus this week, Although I usually, acest usually îmi cere prezentul simplu. Although I usually drive. She, always uh, home late, though I telling her that it's dangerous to walk alone at night. Nu. No. She is always coming late, da, dar mă enervează că vine târziu, că mă îngrijorează, da, thou, deși, continui, îi tot spun, acest keep, da, keep plus ing înseamnă continui să fac o acțiune, I keep telling you, îți tot spun, da, așa zice mama, I keep telling you to be... Um, Uh, at, to be at home at 9, da? Tot zic să fie acasă la 9 și tu tot târziu vii. Bine, nu vă zice nimeni să fiți voi la 9, dar I keep telling her that it is, da? Da. Și aici la câmpina e mai ușor, sometimes I, I until late, aici, uh, owls, zici, aici late, da? b sometimes I watch, uite-l pe sometimes, l-am pus în față, da? Ce spuneam? Pentru că pot să-l pun pe acesta în față când accentuez, doar câteodată mă uit până târziu. And the last one, how often do you travel? Pentru că um, how often înseamnă cât de des. În sfârșit, nu mi-a ieșit aici. Cât de des, da? Și dacă e... Often înseamnă că e acțiune re, uh, obișnuită, repetată și am tot ce trebuie, prezentul simplu, do you travel? Și atât v-am pregătit eu pentru astăzi. Da?